Cei care s-au născut în zodia Balanței vor avea în ziua de 10 octombrie preocupări legate de imagine publică, de autoritate, nu vor fi confortabile, vor primi numai mesaje negative și semnale destabilizatoare, cele mai multe dintre ele din registrul celor care îi blochează. Le blochează o inițiativă, nu le permit punerea în practică a unui plan, a unei dorințe sau a unei inițiative. Relațiile cu colaboratorii sunt în continuare încordate, nemulțumitoare, nefructuoase, plus prime solicitări din partea familiei care le ocupă timpul și le complică existența. Între 11 și 13 octombrie dimineața, atitudine destul de categorică sau mecanisme sociale, relaționale, interumane, care îi fac pe cei născuți în balanță să se replieze în relația cu niște prieteni. Nu vor mai fi îngăduitori cu aceea, nu vor mai fi toleranți, vor deveni autoritari, vor recurge la principii, vor comunica niște decizii, în ideea în care nu doar că le comunică ca să fie informați, ci ca să țină cont de acele avertismente, dorințe sau nevoi pentru ca relația în sine să continue. Dacă nu, iau în calcul și distanțarea față de acele persoane. Între 13 octombrie, după ora 8 dimineața, și 15 octombrie, axa celor două case ale sănătății va fi discret solicitată de tranzitele momentului. Nu este vorba de o încărcătură negativă, dimpotrivă, poate fi vorba de o ameliorare sau de o linie liniștirea spiritului sau de o calmare organică în general, poate și pe fondul unei vindecări sau pe fondul unui efect profund benefic, vizibil, al unui medicament, al unui tratament, al unei proceduri medicale. Între 15 octombrie, după ora 9 dimineața și 16 octombrie, luna se va afla în tranzit prin zodia Balanței, va străbate casa întâi a cerului astral, al celor de care ne ocupăm acum. În felul acesta, ei vor avea un sprijin din partea lunii care le va permite să-și valorifice mai bine zestrea, calitățile, însușirile, valoarea personală. Rămâne în continuare complicată casa a șaptea, pe ideea că relațiile parteneriale nu evoluează într-o direcție favorabilă. Nici până acum n-a fost vreo liniște, vreo pace și vreo satisfacție dinspre casa a șaptea. Ba mai mult, în ziua de 16 octombrie intervine și un element de noutate. Este vorba de luna nouă în balanță, care se va forma la sfârșitul zilei și care se va așeza dinpreună cu soarele în opoziție cu Marte și va naște dezechilibre. Ca notă generală, ca formă de manifestare, poate amplifica nemulțumirile, poate acutiza conflictele, poate radicaliza niște atitudini, niște tendințe, poate împinge spre formule de o parte și de alta, și de partea lor și de partea preopinenților, care să nu conducă la viitoarea întâlnire, la o atmosferă pașnică. Dimpotrivă, lucrurile sunt răscolite, sunt readuse în prim plan, sunt tălmăcite, răstălmăcite, interpretate și pe baza lor se trag concluzii. În general, și unii și alții vor trage concluzii abuzive, exagerate sau se vor ocupa de latura proastă și ubredă a proiectului și a relației lor și nu vor dori să țină cont de relația bună. Aceasta este o chestiune de profund subiectivism, de împingere într-o zonă de conflict, stranie, stingheritoare și pentru unii și pentru alții și deloc profitabilă. Pe un astfel de fond, în jurul datei de 16 octombrie, mai sunt de luat în calcul niște alterări ale mersului pe care îl are un dosar, un proces, o anchetă, o cercetare. Relația cu instituțiile statului și cu oamenii care aplică legea este una extrem de încărcată de ostilitate. Față de ei, toți cei cu care vor intra în contact, în dialog, nu se vor purta frumos, elegant, delicat, cu grijă, cu respect. De aici și reacțiile celor născuți în balanță care, uitând de tema principală a conflictului, vor începe să se ocupe de tonul vocii, de cuvinte, de mimică, de gesturi, de comportament, comportamentul celor cu care intră în felul acesta în dialog în acele zile. Și atunci se complică tema mai veche cu tema mai nouă și se creează un pat de antipatie care cu greu mai poate fi potolit și unii și alții vor avea de-a face cu niște ieșiri ale personalității lor. Depinde acum și din ce zodie fac parte aceea, dar este clar că această lună nouă în balanță nu accentuează echilibru, ci accentuează riscul de dezechilibru
pe toate planurile și cum îi privește în mod special pe balanță, este evenimentul lor din acest an, începutul unui statut nou. Ar fi bine ca toate aceste porniri să fie totuși reprimate. Oamenii, dacă sunt avertizați, sunt în cunoștință de cauză, înțeleg ce se întâmplă, ar trebui să se abțină, să evite întâlnirile, să evite derapajele, să evite escaladarea certurilor și să se ajungă de la ceartă la reclamație la poliție și de la poliție la parchet și de la parchet la tribunal. Nu e o formulă nici de viață, nici de soluționare. Și acest început trebuie să stea cât mai mult în grija lor pe un teren curat, neminat de astfel de situații care vor avea consecințe dacă sunt lăsate să zburde un an de zile de acum încolo, adică până în toamna anului 2021, când viitoarea lună nouă în balanță va pune capăt acestui circuit deschis acum. În cazul balanțelor se mai petrece un lucru deosebit, și anume, în preajma datei de 16 octombrie, când se va produce luna nouă în balanță, se va activa o conjuncție cu steaua fixă Spica. Steaua fixă Spica este mare, bună și frumoasă. Despre ea am vorbit în ultimii 2 ani de mai multe ori la rubrica destinată stelelor fixe. Ea aduce potențial de strălucire, capacitate de afirmare, de a răzbi prin hățișurile unei vieți publice și de a se afirma ori de a se ipostazia ca lider, ca vedetă, ca autoritate. Este o stea a izbânzii prin merite personale, nu prin noroc, prin pile sau prin situații conjuncturale. Ea este căutată de către astrologi ori de câte ori o planetă se apropie de gradul 23 balanță. Și iată că această lună nouă se realizează chiar prin conjuncția între soare și lună la 23 de grade balanță. Ceea ce înseamnă că această lună nouă se va constitui într-un culoar prin care se va exprima steaua fixă Spica. Ea va intra pe acest culoar în viața celor născuți în balanță într-un chip, putem să-i spunem și providențial. Puține vor fi persoanele care nu vor beneficia de această ipostază. Sigur că noi am formulat o serie de previziuni care conțin și avertismente și aspecte îndoielnice și unele chiar nemulțumitoare și unele persoane se vor întreba cum se împacă acele previziuni cu aceasta. Una nu are legătură cu alta. Fiecare tranzit creează o oportunitate. Ea se poate trăi, valorifica sau nu. De altfel, nu doar într-o săptămână, ci chiar și într-o zi, foarte multă lume a constatat că poate trăi în registre diferite. Dimineața să muncească, să fie harnic, la prânz să se enerveze, după amiaza să fie obosit, seara să se simtă prost, iar la sfârșitul zilei să-i vină o veste bună sau o provocare. Așadar, registrul fiecăruia dintre noi e bogat, e complex, noi răspundem în măsura în care putem sau în măsura în care înțelegem aceste mecanisme astrale. Iar ceea ce introduce nou în această ecuație planetară, steaua fixă, Spica, nu are legătură cu celelalte tranzite. Aceleași văd de drumul lor, se află în zodii diferite de balanță și creează culoarele lor de acțiune. Așadar, steaua fixă, Spica, le dă celor care s-au născut în preajma datei de 16 octombrie, deci au soarele la 23 de grade balanță, posibilitatea unei reușite sau posibilitatea de a începe o ipostază nouă de viață, posibilitatea de a deschide larg ușile spre niște oportunități, ori pentru a înțelege niște lucruri speciale care până acum existau undeva în preajma lor, dar nu le vedeau, nu le auzeau, nu le înțelegeau și în felul acesta erau străini de ele, de valoarea lor. Faptul că steaua fixă Spica se revarsă cu precădere asupra celor care s-au născut în preajma acestei date este un beneficiu. Nu vreau să se creeze antipatii și gelozii în rândul celor care s-au născut în balanță într-o altă zi și care vor spune, ia uite ăștia de pe 16 octombrie ce noroc au. Nu o luați așa pentru că există și alte stele. Ca analiza noastră să fie completă, trebuie să spunem că la același grad, în conjuncție deci cu Spica, se mai află o stea fixă cu un potențial la fel de bun, Arcturus, ceea ce sporește intensitatea. O notă în plus pentru cei care se vor naște în ziua de 16 octombrie pe un aspect de lună nouă în conjuncție cu Spica și care va da casei cerului lor astral, în funcție și de ascendent, o vocație specială. Inutil de spus cât de mult înseamnă, de asemenea, această configurație în cazul celor care au ascendentul la 23 de grade balanță sau mijlocul cerului la 23 de grade balanță. Yeah.